Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 21 de minute, bună dimineața, a început deja deșteptarea. Bună dimineața, o mai țineți minte pe Eba? Cum Elena, am putea să o uităm? Doamna Elena Băsescu. Ea... Ce vorbe asta? Noi poate că am mai uitat-o așa din când în când, câte un pic, dar ea să știți că nu-și uită fanii. Și după ce, după marele hit, poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri, cu care a rupt topurile în urmă cu câțiva ani. Și a schimbat Dex-ul. S-a retras un pic, ca să, pentru o perioadă de-asta de creație, și a revenit, revine acum cu o nouă lovitură, un nou hit. O să într-un dialog cu maestrul Ion Cristoiu din timpul campaniei electorale, poartă o discuție filozofică și contrafactuală despre ce se va întâmpla când va apărea un virus care va ataca nu plămânii, ci creierul. Maestrul Ion Cristoiu pare surprins de această eventualitate și face he-he. Adică și chiar și dânsul nu s-a gândit la acest lucru. Ce o să se întâmple când va apărea virusul care atacă creierul? Vă dați seama cât de mulți vor scăpa neatinși, practic, cu creierul neatins. Da. Și, domnul Cristoiu s-a întrebat de unde atâta creier. Da. Și pentru Eba, dacă există succesuri și dacă există un tip, în viața ei probabil că au fost mai mulți tipi și atunci și virusii sunt tipi. Dă play, te rog. Acest virus a atacat plămânii, dar ce se va întâmpla când va apărea virusul care ne va ataca creierul, de exemplu? Sunt convinsă că urmează să apară și alți tipi de virus. Se va opri. Nu se va opri aici. Deci vor apărea și alți tipi de virus, pentru că, nu, și virusii sunt și niște tipi săraci de ei. Au tot fost tipi și sunt tipi și tipi acum. Dacă am face un radio voting, care ar fi asta sau... Scooter. Tip, 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 tiri, tip, tip, tip. Ar merge. Părerea mea e că aia cu succesurile rămâne aia bate, tare. Succesurile bat tot. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri, poți să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine. Oameni care nu vor să vorbesc cu tine. Practic așa a intrat în istorie, adică nu putem să-i luăm treaba asta. Dar cum ajunge la acest tip? La acest tip de raționament o să fie virus de mai mulți tipi. Cum faci? Habar n-am, uite că... Simpă, acest virus a atacat plămânii, dar ce se va întâmpla când va apărea virusul care ne va ataca creierul, de exemplu? Sunt convinsă că urmează să apară și alți tipi de virus. Nu se va opri. Dar mi s-a părut numai mie sau pe obușește râsul când zice de... eventualitatea apariției unui virus care să atace creierul. Că așa mi-a zis, dar ce te faci? Da. Îți dai seama? Ce tare o să fie? Ce o să mai ne distrăm? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.